În timp ce România se află printre cele mai sceptice țări în privința unui vaccin anticovid, tot mai mulți mehedințeni doresc un asemenea vaccin, speriați fiind de creșterea explozivă a numărului de cazuri de îmbolnăviri la nivelul județului. Cetățenii doresc să se protejeze cu orice preț. Tot mai multe cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus apar în Mehedinți. Drobeta Turnu Severin, în prezent, are cea mai ridicată rată a incidenței cu COVID-19 din județ. Astfel, purtarea măștii de protecție și dezinfectarea mâinilor sau a obiectelor personale nu sunt suficiente pentru severineni. Odată cu creșterea numărului de cazuri cu infectări, crește și nivelul fricii în rândul cetățenilor. Aceștia așteaptă un posibil vaccin anticovid. Care apărea un vaccin anticovid, v-ați vaccina? Da. Vă protejați în mod normal? Bineînțeles. În aer liber nu port mască. Deocamdată în județul nostru se pare că nu e nevoie. Dar nu vă este teamă de posibile efecte adverse în cazul vaccinului? În cazul... Nu. Când o să fie autorizat și o să pornească în toată lumea, probabil că nu o să fie o problemă. Dacă ar apărea un vaccin anticovid, v-ați vaccina? Da. Vă protejați? Vă protejez. Când e posibil, când mă duc în târguri, când mă duc în piață, când mă duc la magazin. În timp ce unii doresc existența unui vaccin anticovid, testându-l fără să mai stea pe gânduri, ne ținând cont de posibile efecte adverse, alți cetățeni sunt sceptici. Dacă ar apărea un vaccin anticovid, v-ați vaccina? Nu. Vă este teamă de posibile efecte adverse sau care este motivul? Da. V-ați vaccina dacă... Nu știu să vă spun exact acum. Există riscul ca un anume vaccin anticoronavirus să nu mai fie eficient după un sezon sau două, iar acest lucru depinde de cât de mult va ajunge virusul să se replice, spun specialiștii. Tocmai de aceea este important ca, mai ales în zonele aglomerate, să se încetinească propagarea virusului, astfel ca el să nu se replice de foarte multe ori.